În ședința de Consiliu Locale de luni 16 mai 2016 s-a aprobat o nouă organigramă pentru Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Zalău. Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 16 mai 2016 s-a aflat modificarea organigramei și a statutului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău. Astfel, din referatul întocmit de această direcție, s-a propus transformarea compartimentului financiar contabilitate în serviciu și înființarea unui post de șef serviciu. De asemenea, și centrul social de urgență a fost transformat în serviciu, fiind înființat și aici un post de șef serviciu. Dacă în această situație este justificată înființarea unui nou post de complexitatea muncii și de gradul de risc al celor care lucrează la adăpostul de noapte și serviciu de găzduire temporară în cazul compartimentului financiar contabil, situația nu se prezintă similar. Daniela Coța, consilier al municipiului Zalău, a solicitat lămuriri pentru modificările propuse. Se transformă compartimentul financiar contabilitate achiziții publice în serviciu financiar contabilitate achiziții publice. M-am uitat puțin și cunoscând în mare activitatea Direcției de Asistență Socială, m-am uitat puțin peste ce înseamnă serviciile și compartimentele din subordinea acestei direcții. Și mă întreb care a fost raționamentul pentru care acest compartiment îl transformăm în serviciu, atâta timp cât lista de investiții se votează în bugetul local și marea majoritate a lucrurilor o fac colegii din direcția tehnică, în detrimentul, eu aș spune, compartimentului pentru protecția persoanelor cu handicap și a persoanelor vârstnice, unde sunt gestionați un număr de asistenți personali, 169. Care a fost raționamentul pentru care acest compartiment, care după părerea mea era absolut suficient să rămână compartiment, este transformat în serviciu, ceea ce aduce, evident, șefului de serviciu și serviciului respectiv o remunerație mai mare, în detrimentul altor compartimente unde se lucrează cu mult mai greu. După cum se știe, activitatea în cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară din anul trecut s-a diversificat foarte mult, în sensul că a crescut foarte mult volumul de activitate și vă dau doar două exemple și s-a votat în Consiliul Local regulamentul privind acordarea stimulentului educațional pentru familiile care au copii defavorizate, care își sunt copii la credință și care și asta intră tot prin circuitul compartimentului financiar contabil și alte asemenea lucruri. Iar Curtea de Conturi ne-a semnalat că nu avem un responsabil pe acest serviciu și având o activitate atât de diversificată. Și eu cred că se impune în acest compartiment. Și pentru serviciu contabilitate, deci în condițiile în care se fac plăți, alte plăți, înseamnă un ordin de plată, 2, 5, care se emit în mod automat și este extrem de simplu. Ca să se facă plățile respective, lucrează ceilalți colegi din Direcția de Asistență Socială, evaluează și dau eventual o situație centralizatoare compartimentului financiar contabil. Sub nicio formă nu face compartimentul financiar contabil documentele primare, ei doar eventual plătesc. Responsabilități, orice fel de responsabilități în compartimentul financiar contabil, cu siguranță că le au cei care lucrează acolo. Deci dacă Curtea de Conturi a semnalat nereguli, înseamnă că nu au fost bine făcute lucrurile, nu că nu are cine să răspundă, pentru că un șef de compartiment răspunde la fel ca și un șef de serviciu. Cel care își pune semnătura răspunde pentru ceea ce a semnat acolo. Eu am întrebat comparativ, deci volumul de muncă care există în compartimentul pe care l-am menționat, ținând cont că se gestionează 168 de asistenți personali, deci acolo este de muncit. Sunt oameni cu necazuri, sunt oameni cu probleme, sunt situații care trebuie evaluate și mie mi se pare cu mult mai greu să faci asta decât să faci un ordin de plată pentru o situație pe care alți colegi din Direcția de Asistență Socială trebuie să o pregătească. Activitatea asistenților personali este gestionată și de către compartimentul resurse umane. Acolo se fac încadrările și angajările. Doar monitorizările se fac și dosarul pentru încadrările la de handicap la compartimentul persoane cu handicap. În momentul de față avem 4 persoane și eu spun că este suficient. Iar un compartiment nu are un șef de compartiment, doar un responsabil. Deci nu poate cineva să-și asume responsabilitatea, cum este cazul totuși în cadrul direcției la un compartiment de financiar contabil. Și am văzut foarte multe organigrame în ultimul timp, adică foarte multe.
Câteva dintre organigramele instituțiilor din cadrul primăriei pentru aprobare nu fost dat la nicio problemă, eram convinsă că aveți o direcție pentru direcția de asistență socială comunitară. Dacă nu putea să-și asume nimeni responsabilitatea, sunt curioasă să știu cum au funcționat până acum cu compartimentul respectiv, în primul rând, și în al doilea rând, la cei 168 de asistenți personali care trebuiesc monitorizați. Deci acolo este munca. Care este fluctuația lunar? Câți vin și pleacă lunar? Pentru că munca este cea pe monitorizare, pe nevoile pe care le au și pe necazurile care le aduc. Nu este munca pe a-i angaja sau angaja alții noi. Câți? Care este fluctuația lunară la cei 168 de asistenți personali? Eu consider că acum este prioritar acest serviciu. În concluzie, cei mulți, respectiv peste 169 de persoane, pot să mai aștepte, problemele lor fiind considerate minore comparativ cu activitatea desfășurată cu un compartiment în care lucrează 8 oameni și căruia i s-a mai adăugat un post de șef.